Salut, suntem bugăsii la Urban Groove. Ce faci, Kiseni? Topă scripting, topă bine, scripting. Frate, dau restart. Spune, frate, ce s-a întâmplat, de ce dai restart la această oră din zi? Buguri. Ce s-a întâmplat e că am dormit eu prea mult, că vreau să dau pe la 11, dar... Maaa... Să fie serverul puțin mai gol, stai, dar... că am mutat microfonul, să nu mai urlu microfon, că s-a luat lumea de mine. Păi... Bine v-am găsit la un nou videoclip cu Sampu, altfel de intro aici. Direct în subiect, l-am prins pe Xenu aici în acțiune și am să pornim clipul. Se dă restart la server într-un minut și 19 secunde. Da, o să vă las pe serverul de Discord modul de fast connect și auto-login și plus am pardon cei care vreți să vă băgați. De ce auto-connect, auto-login și am pardon? Faza următoarea, că dacă vă uitați la un film, vă faceți joc 800x600 de exemplu, vă puneți filmul mai mic acolo în colțul ecranului. Gen, nu știu cum să vă zic, uite, vă puneți așa jocul micuț acolo în colț și aici vă puneți tab-ul în browser sau unde vă uitați voi la un film pe YouTube sau vei ceva și jocul când te conectează automat. Din păcate nu merge să dai ESC și să bagi jocul în bară, merge dacă bagi jocul în bară, dar fără să dai ESC. Pe sampadon, autologin-ul. V-am pus niște informații în link-ul respectiv, o să vă arăt imediat că trebuie să dăm slash-ul oricum. Vă spun să nu share-uiți modul de la voi din PC, că o să uitați cumva nickname-ul, că trebuie să vă puneți nickname-ul și parola acolo într-un ini. Nu-i făcut de mine ca să nu ziceți că vă fur eu conturile, nu vă recomand să-l folosiți pe alte SEO dacă vă temeți de asta. Pe Ruby doar nu o să vă fur eu conturile de Ruby, că oricum vorba aia pot face rost de ele dacă chiar au nevoie salmane. Deci nu vă speriați. Ce faci, frate? Câfu, bână tu? Așa. O să vă las pe serverul de Discord la moduri acolo să vă postez arhiva cu moduri. Adică cred că o să fac un link pe forum. Și o să vă pun mai multe linkuri, că ăla de Google Drive, de exemplu, la mod pe costa s-a supra-solicitat. Bă, dar mur la muzica asta în cap. Așa. V-am pus aici informațiile, una alta, unde se instalează. Asta necesită Cleo pentru instalare, v-am pus link către Cleo și așa mai departe. Ăsta e făcut la noi de pe UGBase Autologin V3. Am scris acolo autor, fast connect e încărcat la noi pe forum, am scris autor Xpido, dacă îl descărcați vede pe forum vă dădea ca și cum ar fi virus Google Chrome, dar aveți acolo un buton keep ca să-l păstrați. E din cauza metodei de criptare, nu virus sau ceva, e din 2017, îl folosesc tot să am pici la noi pe server. E Sampadonul pentru cei care vor, Sampadonul mănâncă ceva resurse, dacă aveți un PC mai slab, nu știu ce să zic, îl testați și voi vedeți dacă vă merge, trați pe un server mai gol. Bă, greu să dă restart la 1000. Poți să-mi dau conectare, să stau de acum la conect sau aștept după aia? Păi nu, că trebuie să-și dea... Ok, hai că așteptăm atunci. Stăm cu mâna pe el pe desktop. Cum ar fi fost să nu pornesc înregistrarea asta, filmarea și să fi pornit live. Nu-s la prima batere. Mai bine, lasă că o să facem și live de seară, băieți. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like acolo, să dați subscribe cu clopoțel, cu una alta. Ia, cred că a luat-o. Cred că a luat-o dacă e un pic așa... Nu se mai mișcă, cred că a murit de tot. Băi, și eram 1000 online și tu ai dat restart. Am fost 1000 până la 3 azi noapte, băieți, și la 10 jumătate erau iar 1000 pe server. A luat-o, mă, sau nu? Da, mă, da, pornești. Bun. Oho, ia, hai, băi, să vedeți cum merge autologin-ul sau vă bagă parola instant. Vă zic că mulți stați la conectare și plecați la PC și vă lăsați calculatorul și dacă voi nu băgați parola într-un minut, s-a dus totul pe sula, a stat degeaba la conect și poate atunci a fost norocul vostru, când ați fost plecați să dați vorba aia, jetul la PC-ul. Ar trebui să-mi ia parola instant. Da, când mi-o da dialogul să mă conectez. Îți. Deci, nici n-a flicărit aia. Da, mă, easy peasy cu ăsta. Ești deja 500, două. Faze că l-am încercat eu înainte, nu, mie nu mi-a mers cu skip să-l bag în bară jocul, dar ideea e că puteți să băgați jocul dacă n-aveți de asta cu INB și jucați Windows, îl puneți în Windows, puteți să-l băgați în bară, mai ales dacă aveți două monitoare sau aveți, gen, nu aveți pe tot ecranul. Dați click pe monitor în afara tabului de SAM și după aia apăsați pe minusul acolo sus, ca la orice alt share și merge să-l băgați și în bară. Și vă puteți uita la un film, mai scoate jocul din bară la fiecare 5-7-8 minute să nu vă luați click de PC în cazul în care v-a conectat. Eu zic că e pont ăsta cu conectarea. Xenu a zis că na, când o să aibă și el timp, mai stă și el mai răsuflă un pic că săracul asta nu mai e scripting. Și o să se uite cum să facă un fast connect din ăla fără să vă spameze în chat cum am eu de la... Din ăsta, nu, din că V2. Știu deja cum, dacă, na. Necesită ceva timp să-l facă. Ideea următoare, chat-ul vă mănâncă FPS-uri și cu cât aveți mai multe FPS-uri, cu atât
mai repede vă conectează pe server. Da, e o șansă, adică jocul spamează efectiv. Și cu jocul merge mai bine, cu atâta spamează mai bine. Și mai ales dacă aveți FPS în loc și modul ăla, aveți șanse mai mari să intrați pe server, adică ai mai mult spam în chat. Spamează mai multe conectări pe secundă. Asta e clar că da. Și mai ține și de noroc. Că, na, multă lume la conectare. Bă, chestioane, eu aseară am făcut, uite, pot să mă o să colectez, am făcut vreo 5 ture de fan, cred că da. Da, știu chiar cum am vrut să vă fac aseară live. Am intrat cu mod pe cum e de scandal, adică ce înseamnă de scandal, ăla clear, al meu, cu bandă cu mapa, PM și chestii, ăla e mod pe care testez pe beta. Și am zis, bă, nu pot să fac live cu ăsta, pana mea, am mai multe căcaturi pe aici prin el, hai să ies din el să intru să le fac live la băieți. Era undeva la 9:30, că am intrat să pesam toți pe clan, fă că ai deși un live, fă că ai deși un live. Și am zis, hai că dau Q, după ce am stat de la 7 și ceva la conectare, frate. Bine, eu stau tot așa, cu, îmi pun jocul pe al doilea monitor și aici stau, mă mai uit pe YouTube, mai un alta și văd că mă conectează. Mă pun, eu stau la conect cu mod pe Costa, nu exagerez, am stat chiar o oră și ceva, când m-a băgat pe joc, la ce dracu mai intrai mă pe joc, frate, mai fac eu live acum că am intrat în depresie când am stat azi la conect, am dat Q instant. Eu cred că oricum o să-mi las, deci faza e că nici nu pot să bag ăsta în bară, dacă pun clipul trebuie să fac totul peste joc. Eu nu cred că mai ies după server, nu știu ce să zic. Dar oricum cu autoconnectul e altceva, pot să-l las la conect și să mă balas un vorba aia, cu ăla cu autologin-ul. Da, în fine. Ce să mai, modurile... Da, tu poți, că tu nu e chică, ești tot. Da, că sunt admin. Modurile le găsiți pe serverul de Discord, aveți serverul în descriere, v-am repetat acolo, aveți și informații despre update-ul, tot ce se bagă nou pe server. E un bot acolo, vă dă mention și vă postează update-ul. Dacă vă deranjează notificările, când intrați pe server, un bot vă dă PM și vă spune PM cum să puneți serverul pe mut. E un mic tutorial, să zic așa, nu-i post tutorial, dar hai. Da. Sunt 800. 800 deja de la restart. Ce să fac până când opresc clipul, 1000? Depinde cât filmezi. 3 ore, 3 ore. Hai că 3 ore dacă e. Cred că să-mi faci și tura asta la farm. Da, 3 ore sunt toate șansele să... Bă, am scos... am scos combina aia pentru că, nu știu, la mulți nu le făcea prea, nu știu, multe ori nu le făcea de bine, mamă, nu știu să vorbesc. Am fost la cumpărături, bă, sunt nu știu cum să zic, mi-am luat brain damage, n-am dormit dracu de la, m-am trezit la 7. Bat cu babele la cumpărături cu aia. Nu știu, se ia crash de la aia, e un pic aiure, așa că punem beșinuța asta mică. Deci nu mai stai cu dita mai hardoghia, combina aia până te întorceai cu ea acolo. Da, e și mai ușor pentru voi, dar... Exact, mă, dracu, zici tu, da, într-adevăr, arată mai frumos o combina la farm, dar când veneai, uite, când te duceai acolo lângă gard acolo până întorceai combina, dă-i cu spatele, dă-i cu fața, dă-i cu spatele, dă-i cu fața, că n-aveai când să o întorci pe aia. Aute-mă pe băiat cu scutul pe mână. Așa, când ajungeți aici, vă bag în Virtual World, dacă vedeți, eu am ID 112, băiatul avea tot 100 și ceva, uite, 125, eu am prins, gen, vă bagă 100 maxim, de la ID-ul 100 până la 199. După aia la 200 până la 299 și tot așa. Și dacă vreți să vă duceți în virtualul normal, ieșiți din zona farmului. Ieșiți din zona și vă pun o întrebare, stai că le arăt eu. Nu, când ești, pun automat în 0. A, când ieși, da, dar când intru... Dar când intri și dacă aveți virtual, nu puteți să intrați în virtual. Stai că pe mine nu m-a scos din virtual. Mă întreabă și zic că nu. Aici apar mașinile, chestii. Păi când veniți cu... pe o mașină, ia să vedem. Te teleportează în virtual? Mașina? Nu, nu, nu. Nu, băiatul ăsta, să vedem dacă dispare. Nu, nu, s-a băgat în virtual. Treaba lui înseamnă că îl duce pisiuna, are larg. Dar e mai bine să duceți în virtual. Te pune pe tine virtual dacă ești într-o mașină, îi dă respawn. La mașină? Da. Da, parfum. Hai să vedem dacă mai vin persoane. Dacă ăștia în 0 ar rămâne la punctul ăla... Da, da, da. Ar fi fost spam aici nici numai... O, chiesone. Alu, frate. Unde ești, mă? Uite-mă pe aici. Mă uitam să dacă mai vin persoane, să vedem dacă se teleportează în virtual lord. E faza că dacă aveți wanted... Aia e în mister. Oho, respect, frate. Dacă aveți wanted, nu vă bag în virtual. Că na, polițiștii trebuie să vină după tine la farm. Da, sunt multe persoane care nici nu vor să se ducă în virtual.
Am deja 16 întrebări și 2 helper în duty. 874 de persoane. Probabil o să întrebe ce s-a făcut, ce s-a... Da, mulți au fost și pe slibă, cred că ei cam scos așa un pic. Ia să vedem băiatul ăsta, se bagă în virtual. La unul dintre ei. Uite, s-a dus în virtual. Eu le zisesem aseară că le dau mai de dimineață așa pe la 11 restart. Dar trebuie să mi-am pus alarma, dar... Bă, tu mi-ai scris mie ceva pe WhatsApp, că eu am fost la cumpărături și am mai postat pe WhatsApp. Plant seeds. Așa, eu am skill-ul, pot maxim 10 minute să las plantația. Da, după aia te bagi un pic la mulți vaca, la cules merele din copaci și alte portocale. Hai că mai fac tura asta, plantez astea și opresc clipul, băieți. Bă, am vrut mai mult să vă, nu știu cum să zic, să vă share-uiesc modul ăla și vă mai spun încă o dată, dacă îl dați altora, mai bine dați-le arhivale pe care le descărcați la mine decât să uitați prin ea parola și chestii, să mă asigur joc că nu mi-am uitat parola în el când vi l-am încărcat. Ah, stai un pic, am uitat să vă arăt ceva. Autologin. E așa, fast connect, cred că ăsta era. Ah, așa, deci noi când schimbăm numele la server aici, voi trebuie să schimbați, că după numele ăsta la server vă găsește ceva serverul. Gen, acum noi avem 3xpd, după weekendul ăsta trebuie să ștergeți ăsta cu 3xpd. Mamă, tu stai seama că mulți după ce au văzut modul au dat X și nu au informația asta și o să le meargă doar un weekend. Da. Le pui în arhivă, fiate. Le pun în arhivă, informații, da. Așa, în fine, stai să explic acum, că ne întinde, că deja filmez de 11 minute. Nickname, aici vă puneți nickname-ul vostru de pe joc, aici parola și aici lăsați așa. Nu umblați la nimic altceva, server, login. Dacă când se schimbă săptămâna la Battle Pass, să schimbe și numele la server, să puneți acolo week 4, de exemplu. Da. Adică dacă nu-i pune numele la Ruby, din ruby.free.ro, punem... fcecojasca.ro, trebuie să-i puneți voi, fcecojasca.ro acolo la server name. Este server name-ul de aici, din ăsta. Gen, cumva apare voi aici sau sus în tab. Cum vedeți aici la mine. Deci stric numele ăla. Bine, mă, băieți, nu mai țin clipul ăsta să o lungesc ca iurea. Sau să plantez. După aia să închid clipul, dar mie că mai mi-a vreo 3 minute și ajungem la 15 minute să pierde toate informații aici. Poate alții dau skip prin clip și... N-au prins mesajul, cum s-ar spune. Da. În fine, urăsc persoane care o să vină să mă întrebe în comentarii Caene, dar unde e modul? Și eu le-am zis că o să-l găsească pe Discord la moduri acolo, gen. Dar în fine, 950 de player pe server, o să fac 1100%. Totuși, a fost 1000 până la 3 dimineața. Și la 10 jumătate, iarăși 1000 s-au făcut. Da. 950, da. Bă, vă mulțumim și noi pentru susținerea voastră și de feedback-ul ăsta bun, să zic așa. Vă plac update-urile noastre și așa ne motivați și pe noi să continuăm. Bine, hai că ne-am oprit aici, rei. Nu uitați diseară, live 19, dacă tot să-l puneți pe la 8, 9, 10, maxim. Facem așa mai nocturn, mai cu mâna pe el. Hai, rei băieți.